Săptămâna prevenirii criminalității a ajuns la cea de-a 11-a ediție. Polițiștii din Craiova, dar și cei din mediul rural, vor merge în școli și le vor vorbi elevilor despre prevenirea violenței în mediul școlar, a traficului de persoane și consumului de droguri. Vom aborda teme precum prevenirea victimizărilor minorilor în mediul online și prevenirea traficului de persoane. Suntem responsabili pe partea de gestionare și de prevenție în ceea ce privește două dintre cele mai importante aspecte pentru un adolescent, două dintre cele mai importante momente din viața unui adolescent, și anume aceea în care se îndrăgostește și acel moment în care se îndrăgostește și acel moment în care își ia carnetul de condus, de șofer. Aș dori să mulțumesc și conducerii Inspectoratului Școlar, care ne asigură deschiderea către unitățile de învățământ, acolo unde grupul țintă este căutat de noi și care este foarte important să fie informat cu privire la pericolele a tot ceea ce înseamnă acest fenomen al traficului de persoane. Roadele acestei campanii de prevenire le vom culege mai târziu, când acești copii vor ști să se ferească de eventualele pericole. Polițiștii vor ajunge și în piețele și târgurile din județ pentru a le vorbi oamenilor despre cum pot evita să cadă pradă furturilor sau înșelăciunilor. Finalul de săptămână va fi dedicat siguranței rutiere printr-un exercițiu de simulare a unui accident de circulație.